Domnule Ministru al Sănătății, vă felicit pentru preluarea cu mult curaj a acestui mandat. Dumneavoastră sunteți cunoscut multora prin faptul că v-ați implicat la un moment într-o chestiune a sistemului de sănătate din România, când mulți își pierduseră speranțele. Ați reușit atunci să rezolvați o problemă extrem de complicată, citostaticele. Ați redat multor bolnavi speranța, dar cel mai important lucru, ați redat speranță celor care au fost convinși tot timpul, dar n-au văzut cum se poate corecta sistemul. Acum aveți șansa să vă implicați din poziția de ministru și să corectați problemele sistemice din sănătate.